Da te așa, mai trage tălea că mai încoace. Vreau mai încoace, așa se lăsăm o leac din spațiu. Frate, îți deblochează, se apasă aici și se dă așa, frate. Stai așa, dăm o leac mai înainte că ce-o fi, mă, oare? Vreun bocanc, mă? Mai dăm. Băi, ce-o fi ăsta, mă, frate? Oare pește, mă? Așa s-o numi, pește? A, da, sfârșeala. I-am luat 17 ani să prind un pește și ăsta e pus de un pescuit. Păi nu le explici tu la oameni. Ăsta e pus, cum să vezi, că de un scafandru profesionist care a înlătat după undița lui și ăsta. Băi, ca să vezi că-ți băia ca lumea și când te pui seara în pat. Și după ce faci tu rugăciunea ta la Doamne, Doamne, așa, în colțul celălalt când te întorci, eu ți-am luat foaia asta așa, îi pui tu o ramă. Frăste, dacă vrei îți, îți cumpări o și ramă, îți iau o ramă, că nu-i problemă, îți iau o ramă și când dă o corcă, 10 lei o ramă și o pui frumos așa într-o perete așa. Și când te duci colo, te pui așa jos și zici, Doamne, pentru ce mai bun pescar, dar nu-i sănătate să fie iertă. Da, băi, oricum, ăsta... Prima și ultima oară, să vă zic sincer. Ha, mă, băi. Nu, deci nu vreau să zic mai multe. Deci eu asta am vrut să vă reacția ta, frate. Pun pariu când ai dat click să te uiți la video, că știai. Te lua așa, până să am, băi, am văzut poza pe Instagram și am comentat acolo. Am văzut. Îmi dădea toată lumea. Toată lumea îi dădea tag. Ia zi, care-i treaba, care-i treaba. Și nu, băi, important este că nu m-am lăsat și nu credeți niciodată când vă zice cineva cum reușiți. Băi, voi să-i dați în continuare să faceți cum credeți voi, băi, să nu vă luați pe hate. Da, zile și la oameni că odată pe zi venea așa curierul cu articole de pescuit. Deci odată pe zi, timp de 3 ani de zile, venea curierul. Da, de la pescărițe, de m-am venit să aducem 16 lanțete. Mai știu toți ăștia după toate site-urile. Stau, vin la el, îl găsesc. Da, 4 monturi de care, de cutare, de Novac, nu de ala, altul de plătică. Vreau să prind și eu, domnule, că-s disperat, nu mai pot, am și eu aici o problemă. Nu vreau să mai iau comentarii. Da, nu mai am la ce să mai zic, așa. Ai prins, am prins, perfect. Asta e. Să începem ce mai știu acum, da? Care e prima și ultima, că acum am învățat șmecheria, nu că rup gura în el. Acum, nu? Îi rup gura în el pe bunii, rup gura. Cred că când o să am eu copil și barba albă o să mai vedeți un video. Cred că o să dea blestemul ăsta și la copil, îl dă mai departe din celălalt, n-ar să prindă nimic. Băi, fii atent, lăsăm panorama deoparte. Astăzi facem încearcă să nu clipești, am mai făcut noi mai de mult. Și mi-a apărut clipul la recomandate și zic, bă, hai să mai facem o parte din asta că e mișto. Doar că de data asta facem ceva în plus. Știți, da? Punem folie din aia transparentă, te bați sub folie, dai drumul la un obiect și dacă ai clipit, practic ai pierdut, dacă pierzi, fii atent. Am luat niște lipidi din astea, știi ce facem, da? Da, ca să iasă panorama, am luat niște lipidi din astea, stai să scoatem una. Yeah. Bam, așa. Bun. Bine, miroase, nu mai zic, a picioare de la fotbal după 7 zile de jucat. Fii atent, dacă ai pierdut, dacă ai clipit, jap. Bam, peste ori, fac. 3, 2, 1 și... Tu dai drumul la toate alea, trebuie să stau neclintit? Da, frate. Păi eu pun, vreți... Păi mă duc să iau un sac de grăuții care are 12 kg și torn aici până mâine, ești tâmpit? Stai, clipi, dacă nu-mi e rău. Hai, cum mă, frate, e imposibil. Pe bune. Deci, clipi pe bune, fii atent. A, ce mi-a dat fraierul peste gât, mi-a dat. Vezi, vezi și... Ce? Să vezi și rachete strag. Lați așa, alea. E rândul meu, da? Deci azi duminică am avut eu multe de astea, dar tu? Nu contează, frate, am zis, da, ai dat drumul la challenge-ul ăsta, ai dat drumul. Ești pregătit? Ești pregătit pe fraier așa să fie sigur că nu clipești. Ține ochii amari că ai ochii de zici că ai băut 3 zile. Așa ai ochii de chinez. Nu mai stă obișnuit cu ăsta, cu challenge-ul ăsta. Ai clipit, stai cu minte. Deci că-ți dă la concurs și care dă cu palma? Ia. M-a șters alea că mâncava aș gura voastră aici, da, cu marginea aia. Da, cu marginea aia. Pietim. Ce avem ăsta, băi? Băi, un pâs atâta, mă? Da, mă, ba da, nu, unul singur, atâta. Deci dacă ai dat mai mult, să mor, dacă clipezi după aia, nu se pune. Nu, bă, da, de ce? Da, din regulă asta. N-a clipit, frăier. De ce dai de 100 aici? Nu-i tași din gări, că n-a clipit, frăier. N-a clipit, din cauza. S-a salvat fraierul lipit. Ți-a tăiat ce aduc acum. Încă mai aș gura voastră. Pa, dar de ce n-a adus să mă butoi, mă? Și tu stai așa. Ia. Până când toarnă apă, până cum faci? Toată apa din găleată. Băi, ești aici. Nu, așa odată, cum ar veni zap. Un țir, așa, ori? Un țir, un țir. Care întarce frer. Țapa aici. Ești pregătit? Da. Fii atent. 3, 2, 1 și... Hai că nu clipesc niciodată. M-a stropit-o, m-a făcut-o numai apă. Dar important este că...
Da, în clipii, frate. Acum nu se pune. Acum ai scântări de clipii. Băi, nu a clipit, fraier, mă așteptam să... Nu a clipit. Știi că e senzația aia, mă, nu știu, habar n-am, reflexul. Așa că dacă nu mă... Nu mi se pare corect, frate, da, pentru că tu pui toată punga aia și n-am pus să stau așa 3 ori. Ți-aduc aminte că ai tras o găleată de apă mai înainte? Hai, bă, care o găleată? Și făcea așa, zap, zap, zap. Da, da, nu s-a... Deci stai din gură, că atâta vrea să nu te aud. Deci stai din gură. Ha, pregătit? Ia, să vedem. Dar nici nu s-a văzut dacă ai clipit sau n-a, nu. N-am clipit, n-am clipit, frate. N-am clipit. Le-am turnat pe toate odată și s-au dus toate peste oi și nu se mai vedea nimic. Ce normal, acum dacă le... Frate, nu-i problema mea asta. Aici e strategia fiecăruia. Cum toarnă ce faci. E rândul meu, da? Fiți atenți ce aduc eu acum. Pregătiți-vă. Ha, hai, lasă, vrăjeala, bagă-te acolo. No, la asta nu clipez niciodată. La asta? Băi, nebune. Fii atent. Că nu-i dau drumul ăsta, al sparg. Da, mă, frate, faci cum vrei tu, eu zic eu că nu... Nu clipești tu? Hai, odată că mi-am... Mă doare maxilar, nu mai fi prost. Stai, mă. Hai, gata? Și-ți atenți. Ia zi. N-a clipit, mă, frate, bă, dar ce ai, mă, doamne? Ți-ai lipit astea ploapele cu super blue, ce ai făcut? N-ai, mă, n-ai cum să dai cu mine pe ăsta așa. S-a dus fraierul la baie, că a curățat pe aici ouă și spală pe mâini. Da, a zis acolo că eu am clipit așa. Cum, mă? Deci, ce-a făcut fraierul? Interesant, aici. Nu, ai clipit, de să mă uit că te-am auzit. Să mă rog dacă nu, uite, eram la baie, mă spălam pe mâini de ouă ăsta și l-am auzit pe fraier. Nu mă le ziceam că fii atent ce obiect aduc acum. Stai, băi, bă, camera să văd, stați așa că revin, mă uit pe filmare, așteaptă. No, ce să mai... Ha, vină încoace. Bă, trece aici că m-am uitat pe filmare, lasă vrăjeala. Ce te-ai uitat pe filmare? Ce să zici? M-am uitat pe filmare, ai clipit, m-ai tras în piept. Stați așa că acum pun cadru, nu mai stau cu aia din mână așa. Hai, ce dai pe... Gata? Oaie, rău! Rău, bă, îl distrug! Îl distrug, băieți, îl distrug! Vai, rău! Cu ăsta tot dau data viitoare, tu știi, dacă nu, îi pleacă capul așa de aici. Bă, s-a și rupt istoria că se mă... Și da, pe atent, pe lângă asta, cred că are 2 cm grosime, cred că e cea mai groasă din asta, cum îmi zice. Și bucată de-a, bă! Nu, mărmă, îl distrug. Trece, hai, băi, bă, dar tu mă trăgeai pe mine, pe fratele tău, bă, pe așa, pe față. Bă, dacă treceam din gură, băgam ea și... Auzeam că bombă-ni ceva și mă spuneam pe mâini și zic, bă, cred că zici ceva. Nu știu, să-i dăm drumul, să-i la următoarea rundă, habar n-am și am închis. Zic, aaa, mă gândeam, bă, bă, la ce la frerul ăsta, dragi, bă, asta mă ajunge în nonou. N-am ce să-ți fac, hai. Cine așa ești pregătit? Frate. Cine, cum vrei tu, nu mă interesează cu mine. N-am cum să nu clipesc la asta. N-am cum, frate. Ați văzut testul. Instinctul ăla, reflexul, nu știu. Ia, ia mâna de acolo, că n-ai voie așa. Fără, da? Hai. Hai, mă, spune de acolo. Deci era sigur că... Deci dă fraier cu lipia. Deci fii atent, dar că nu-i de glum. Hai. Așa fac chirule, hai. Hai. Ți-ai grijă. Da, mă, nu, mă, da. Era să fugă de sub scaun, băie, și să nu clipească. Cum, pe bune vă zic, cu toate că știu că nu se întâmplă nimic, na, e o minge ușoară, dar, nu știu, intervin... Da, mă, frate, nu pot să controlez oricât aș vrea, nu mă te într-o parte. Numai, dă tu la cașa, cam aici, fiți atent, am ăsta aici. Bă, mi-a fost frică, fiți atenți, am ținut palma așa și vedeți că am palma mare. Bă, dacă îi scăp vreunul ăsta și mi-am dat seama exact când am ajuns și am tras mâna așa o leacă frâni. Da, am văzut, am văzut în ochii tăi, urea acum e rândul meu, da, hai. Da, mă, și picioare. A scăpat un cavaj și gura voastră. 2 kg de Lego. Ia să stau eu, chiar mă fură fraierul. Unde ai, când te-am furat? Hai, hai, că-s pregătit aici. Acum o rândă, nu rândă. Nu. Nu m-ai impresionat cu Lego astea. Bă, nu știu, nu știu, nu știu, da. Mă urc pe filmare, mă urc pe filmare și revin, că vreau să văd. Acum mă dă frate. Nu vinzi că e mă cavaș gura, uitați că din ăsta am răsturnat pe bunii dacă nu 3 kg de Lego. M-am uitat pe filmare și chiar n-a clipit, fraier, nu, n-a clipit, n-ai clipit. E bine, e corect. Așa, și dai drumul ăsta.
Ăla ăsta nu clipezi niciodată dacă îi dai drumul așa. E, da, frate, uitați-vă așa, leacă aici, bă, varăt lui nu iar. Gata? Da, păi zi ce faci, mă, că nu înțeleg. Băi, te stai jos acolo, frumos, la 3, 2, 1 și s-a spart balonul și apa asta. Dacă vedem, leacă. Mamă, ce schimb mai făcut fraierul, că spar baloane cu apă, cu nebunii. Cu... Hai să vedem. M-a făcut numai apă. Da, eu când a intrat o gălată de apă pe mine, nu asta. Dar sincer trebuie să mă uit pe filmare, că nu știu dacă te-ai așa sau nu. A dacă... clipit, zic eu. Așa, așa, mă, în sfârșit, deci vedeți. No, 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 când suntem azi, în 3 noiembrie, notați-le că data asta, băi, că e prima oară când am recunoaște. Am recunoscut, pentru că, tocmai da? Ce ai zis, voia să te uiți pe filmare și a fost clipirii pe buni. Dacă era puțin așa, îți dai seama că ziceam că nu, că făceam. Cum a fost la mine, gen. La tine a fost așa, nu mi-am dat seama. Da. După ce m-am uitat și am dat cu slow motion ușor, după aia mi-am dat seama că ai clipit. Da. Dar la mine nu, era sigur că... Vino, vino să arătă schema, hai. E bine așa, domnul. Mai jos să-mi fii și te stres meu, să mă răzbun. A aplaudat urechea asta, deci pe... Cum e? Pe dreapta? Pe dreapta nu mai audeai, bim, dacă vreți să-l strigați, să-l strigați cine pe stânga de acum. Da, bine. Ha, treci jos acolo. Ca v-aș gura voastră. Direct cu coarna. Omul. Și dai drum așa, nu la asta, la spray ăsta. Nu știu, frate, vedem. Ha. Nu, presim că apasă, că vă ține cu degetul acolo pe el. 3, 2, 1 și... A, ce ai, nu? Da, și eu am pipit cum ar veni, nu? Nebunule, vezi că... Gata. Aia a fost, frate. Cum, mă, gata? Da, frate. Nu, încă o dată. Nu, 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 ți-ai lipit. Mai ținut din vorbă. Mai ținut din vorbă. Nu, ți-ai lipit peste ochi, frate. Mai ținut din vorbă, nu se pune. Ba, da. Bă, mai ținut din vorbă, nu fii măgar. A trebuit să-l iei. Am dat bine, am dat bine, sunt mulțumit, sunt mulți, foarte mulțumit chiar, sunt, e rândul meu, nu? Da, trebuie să te pe hai, hai, cum mă pun acolo. Cam s-a dat. Pregătit, da? Ce asta, un cup de lemn sau da, ce? Da, băi, de lemn, fii atent că ăla că... Ăla cu greu e așa. Vreau să-l scăp peste, nu mai zic. Bă, da, de ce ții la 3 metri, mă, frate? Unde, mă? Când aproape, de mă rău, de aici, da, 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 da. Nu, 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 trai, da, trai, trai așa când dă drumul la n-ai cum, și mai ales când știi că sunt obiecte de astea așa. Nu știu, mă, creierul ăsta meu nu mă ascultă, nu trebuie să creptați că trebuie să stea așa drept, dar nu stea, nu înțeleg ce are. Hai să-ți arăt acum, schemați, hai, vină o leac. Nu, sur așa, ce faci? Îi spergeam mâselele. Hai, ține acolo așa față, ia mai, așa, hai, că e bine, așa, bine. Da, uite la mine. Oh, ce mi-a dat-o, fraieră. Am omor. Vezi, de asta zicea și mai înainte. Trebuie să ai grijă. A plecat la plimbar. Trebuie să ai grijă cum te comporți cu adversarul, că așa vei primi. Cu ce mână ai, cu aia primești. Avem aici niște gheață frumos, niște cuburi de gheață. Hai, stăm aici aproape. Ești pregătit? Da, frate. Na, un cap aș vrea voastră. Bă, frate, ai clipit, n-am ce să zic, așa, așa, și-ai întors așa cu capul, ai și clipit. Oricum, 3 kg de zăpadă aici, ca idei, să știi. Iar pe partea asta, mă, cam, dacă nu-mi paralizează. Am, aici, că dau așa, e, nu, mă, dar de ce, lasă, e urechea mea. Iar s-ar, bă, dar cum facem animal, deci vă dați seama, da? Deci vă dați seama ce... Ce, și dau și scartoafe din astea, de nu mai știi ce cu el. Am eu grijă, bă. Asta, Danule, fii atent, uite rapia. Așa zici tu? El ce chipă relax, hai să vedem, băieți. Nu, dar zici ce faci? Bă, tu fii atent acolo, uite aici și nu mai comenta că numai din astea am avut din astea discuții. A, păi, ce? Ce? Păi, bă, ce? Bă, 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 ce? Corect, să mor eu. Dar de unde ai venit cu așa? Dar tu când mi-ai dat gheața, s-a dus așa pe aici, mi-ai intrat și pe la buric și pe la... Frat, nu e corect ce ai făcut. De ce? Cine zice că nu e corect? Păi trebuia să spui, ori dai pe ăla, ori dai și drumul dacă la ăla. Dacă știam, dacă era regulă pusă de la început, da, așa, fii atent. Manevr, vedeți? Deci, nu, aici să vede cine cu dreptatea, cine joacă corect și cine nu are rost, da, cine face panarama. Eu am jucat corect. Băieți, nu s-a zis că trebuie să anunțăm de la început cum ce facem în ce fel. Acum vine o leacă să arăt schema Y
din nou, hai vino, ca aici aproape. Așa. Aici mai mult o leacă la urechi, așa, până la urechi pe aici. Dacă mă întrebați pe mine, eu am ieșit mai bine ca el. Dacă mă întrebați ca mine, nu prea știi cu ștachetele astea, așa, nu prea are mișcarea. Deci fii atent, am un pistol cu apă. Da. Dar trebuie să stai la 3 pufuri, trebuie să stai. 3, 2, 1 și... 1, 2, 3. Până joi, puteai să-ți joci. Până joi puteai să-ți joci cu noi cum. Cam asta a fost, apăsați butonul de like acolo în forță și te bucuri de tablourile pe care ți le-am dat. Aici, sper să fii bucuros, să fii fericit, să ne ții așa. Aici. Deci din greșeală să moră, bă, dar din greșeală. Dați-vă. Nu mai, băi, ce faci? Îl lipesc așa, dar pe cu scoci. Ce faci așa? A, fii atent, știți de ce? Uite, ăsta e ud aici în buzunar, ca turnat acolo. Hai, mă, lasă. Chiar să arunc. Mai am unul, unde era el? Să vezi ură, frate. După ăla le-au și chiar am investit 4 ani de zile până se primește ăsta și tu mi-ai rupt tablou. Dați un like acolo în forță, urmăriți-ne pe Instagram și ne vedem la următorul vlog. V-am pupat, pa, pa!